lei, cu siguranță și ei sunt destul de puternic vizați de această eclipsă de soare care se întâmplă în semn opus. Și cu nodul nord în semnul lor. Deci pentru ei relevanța este această conjuncție a luminarilor, vorbește evident despre simbolul vieții, despre însuși simbolul lor, pentru că lei, știm, sunt guvernați de soare, care este simbolul vieții. Despre tot ceea ce înseamnă aducerea în conștient a unor lucruri din subconștient pe care le totuși le cere luna de la soare. Deci este un soi de dialog, de discuție pe 15 februarie între lună și soare, mai exact între subconștient și conștient. Lei ar cam trebui să înțeleagă unde există mici neconcordanțe sau mici incongruențe între subconștient și conștient. Poate unor se limitează acolo unde nu trebuie și ar trebui să scoată la iveală anumite lucruri, sau poate alteori din potrivă scot la iveală ceea ce ar trebui să limiteze. Deci această baleere zilele astea între subconștient și conștient, poate vorbi sigur că da și despre simbolul matern, o să vedem imediat după publicitate. Oricum, bine ar fi să rămână generoși, să rămână sensibil, să rămână simbol pentru iubire și pentru tot ce înseamnă fair play și generozitate, chiar dacă s-ar putea să fie puțin provocați de către această eclipsă de soare, care știm foarte bine că nu acționează fix în ziua respectivă, ci și cu o zi, chiar două, înainte și după. O să vedem exact la ce ne referim după publicitate pentru Nativile. Am revenit, am rămas la semnul leului, vorbind despre această eclipsă parțială de soare de pe 15 februarie. Pentru ei, spuneam că vorbește despre simbolul vieții, despre ideea de a fi protector, bun, altruiști, de asemenea de a aborda iubirea la un nivel înalt și altruist, de a deveni din ce în ce mai empatici și mai generoși, pentru că, indiferent de genul de conflicte sociale pe care sigur poate să-l propună această conjuncție a luminarilor în semn opus pentru leu, totuși este bine și sfătuim încă o dată să rămână buni, empatici, generoși și altruiști, să nu se enerveze și să își domine hiperemotivitatea, pentru că sigur că da, ambele luminarii în semn opus vor da o oarecare emotivitate puțin peste medie și sigur și un oarecare soi de conflict în zona aceasta. Totuși ar trebui să spunem și faptul că Junona le aduce un plus de abilități de negociere. De parteneriate, da. Da, în special în parteneriate și nu numai atât. Unii lei pot observa, se pot observa ca niște observatori. Se pot vedea ei și pot analiza relațiile lor într-un mod obiectiv, să nu uităm totuși că vărsătorul este un semn al obiectivității. Și cumva, deși este conjuncția asta Soare-Lună-Mercur, lei pot separa emoțiile de gândirea logică, de felul în care își direcționează energia. Sigur că e destul de dificil și e o provocare, sigur, orice eclipsă e o provocare până la urmă, măcar aceasta este o provocare benefică și duce către o evoluție. E o provocare faptul că și Mercur și Jupiter sunt în semne fixe, ori semnele fixe tind să țină de opinia lor. De aceea, sigur că e posibil să aibă discuții în care fiecare să-și țină de părerea lui și să nu ajungă la niciun rezultat, în special cu persoane apropiate, cu membrii familiei, cu cei care le sunt dragi. Asta nu îi va dezarma, cum spuneai și tu, e bine să-și păstreze noblețea. Dacă ne gândim mai bine, ei vor putea să analizeze lucruri din subconștientul lor pe care până acum nu le-au văzut. Cumva această cuadratură Marte-Neptun le este favorizantă. De ce? Mai pot lăsa controlul în relații. Pot descoperi resorturi pe care poate nu le-au recunoscut și sigur nu toți leii se vor confrunta cu asta, dar resorturi care să pornească fie din gelozia partenerului sau o joacă cu gelozia, cu posesivitatea, cu dorința de control. De aceea leii consider că în săptămâna viitoare vor fi extrem de imparțiali, se vor surprinde și ei pe ei cu imparțialitatea și controlul. Să mergem mai departe, să vedem și pentru Fecioare cu adevărat.